Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, stimați credincioși, am bucuria să mă pot adresa dumneavoastră în aceste vremuri frumoase, speciale, vremuri de sfârșit. Mă numesc Petrică Huțuțui, slujesc în biserica Limanuri Bune din Botoșani și împărtășesc cu dumneavoastră. Câteva gânduri care exprimă bucuria, biruințele pe care Mântuitorul nostru drag ni le-a dat, și în anul acesta în care ne aflăm și care este pe sfârșit. Sunt bucuros să mă pot adresa celor de pe platforma numită Unde ești omule, inspirată din scriptură, din cartea Genesa. Și din asta am descoperit că Biblia este plină cu întâlniri. Omul la început s-a întâlnit cu Dumnezeu în grădina Eden până când a refuzat să se mai întâlnească, se ascundea de la momentul întâlnire. Omul s-a întâlnit cu îngeri, omul s-a Întâlnit cu alți oameni, și omul s-a întâlnit cu Mântuitorul. În vremea aceasta de sărbătoare a întrupării Domnului Isus Hristos, încă îl găsim pe Creatorul nostru, pe Dumnezeu, căutând, stabilind întâlniri, binevoitor să aibă întâlnire cu omul. Dacă în grădina Eden, îl surprindem pe Dumnezeu venind la întâlnire cu omul și omul nu se prezintă, vine Mântuitorul nostru drag, Domnul Isus Hristos, despre care Biblia spune că El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Sunt nespus de bucuros să vă pot împărtăși biruințele pe care Domnul ne le-a dat anul acesta în mod personal, în mod familial și în mod special cu biserica am stabilit și am organizat evangelizări în aer liber am slujit și slujim în penitenciar cu frații din biserica noastră și prieteni din alte biserici am încheiat un protocol de colaborare cu Spitalul Județean, unde să mergem să împărtășim despre Domnul Isus Hristos. Aceasta o exprim cu dumneavoastră, o împărtășesc cu dumneavoastră cu toată bucuria, privind în urmă, știind că noi suntem mici, dar Domnul este mare și bun și El ne-a binecuvântat. De asemenea, în plan familial, sunt nespus de bucuros. Să știu că am trecut prin pandemie, să știu că în stânga și în dreapta zângănesc arme, cad rachete și Dumnezeu ne poartă de grijă. Ne bucurăm de prieteni, ne bucurăm de colaborare cu frați și surori, dar în mod personal mă bucur tare mult că Dumnezeu mi-a dat viață și o spun oriunde am posibilitatea. Nu mai trăiesc viața stabilind înainte cincinale, patru ani, cinci ani ce voi face. Acum trăiesc prezentul în mod personal, trăiesc viața cu pipeta, cu lingurița, mă bucur de fiecare dimineață, mă bucur de fiecare apus, de soare, mă bucur de fiecare bătaie a inimii și în mod special. Mă bucur la reîntâlnirea cu prietenii. Când revăd prietenii, momentul acesta este. Capătă o nouă perspectivă pentru mine. Când inițiez prietenii, de asemenea, sunt nespus de bucuros să revăd oameni. Și cea mai mare bucurie pentru mine este că ne apropiem cu pași grăbiți de. Reîntâlnirea cu Domnul nostru scump, cu Domnul Isus. Așteptăm ziua aceea când nu vom mai auzi sirena ambulanțelor, nu vom mai afla știri dramatice despre crime, despre război, despre asasinate, nu vom mai auzi drame și nenorociri și vom înceta și cu sărbătorile. Vom înceta cu îmbogățitul, cu concurența, pentru că Domnul nostru Isus Hristos vine în curând. Oriunde vă aflați, dragi credincioși, doamne, domni, oameni buni, vorbitor de limbă română, fruntea sus, Domnul nostru vine în curând. Și când el personal va suna cu trâmbița lui, cum spune apostolul Pavel, însăși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui Arhangel, cu trâmbița lui Dumnezeu va suna, atunci vor învia morții, și cei din Australia, și cei din Noua Zeelandă, și din America, și din Canada, și din Europa, și de pretutindeni, și vor zbura spre cer precum porumbeii, spre porumbarul lor. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Multă sănătate! Multă pace și statornicie lângă Domnul. El vine. Maranata.